Fotbaliștii Stelei au încins o miuță în curtea școlii cu elevii colegiului Elena Cuza. Horia Iancu, Florin Răzdan, Emilian Pacionel, Justin Răducan, Dragoș Huiban, Rareș Enceanu, Adi Ilie și Teodor Erhan au avut parte de un mini-turneu cu cei mai buni elevi ai liceului, după antrenamentul pe care l-au susținut în Ghencea. Capitanul Stelei, Horia Iancu, și-a adus aminte de ani în care era elev la același liceu unde a avut loc acțiunea de astăzi. Sunt vreo 2-3 băieți care cred că joacă fotbal din ce am văzut. Bravo! La ce echipă evoluezi? Joc la ACS Valencia București, la Under 19. Visul meu de când sunt copil e să ajung la Steaua. Mereu mi-am dorit asta. E echipa mea favorită de când eram copil. Și ar fi un vis îndeplinit dacă aș reuși până la 19-20 de ani să joc pentru Steaua. A venit multă lume, aveți și galerie mare aici. Atmosferă frumoasă, spuneau și elevii că sunt... Se mai relaxează și un pic acum. Normal că a venit lume, dacă a venit Steaua la liceu. Aici am făcut și eu liceu și școala primară și generală, din 31 până la 12 aici a fost. Chiar erau niște copii în spatele porții care și au cântecele pe Luzei Sud, mi-a plăcut. Suntem noi, Steaua, suntem noi! Suntem noi, Steaua, suntem noi! Suntem noi, Steaua, suntem noi! Folosit la ultimul meci din campionat ca fundaș dreapta, mijlocașul Florin Răzdan a experimentat și rolul de portar, împrumutând mănușile de la nașul său, Horia Iancu. La locul lui nașul a obosit, e la o ședință foto, da, autografe și să iau eu locul, da. Aici e cunoscut, aici a făcut liceul. Aici a făcut liceul? Uite, nici nu știam, bine că mi-ai zis, am înțeles, face blaturi. Fino e... Schierică Răducanu. Pentru pe show. Ghence, atunci ne-a picat mingea cap Finu. E, spectacol, joacă. Uite. Dar nu e rău, să știi, are joc bun de picior. Dacă pe teren s-au descurcat foarte bine și chiar au și marcat câteva goluri, elevii se pregătesc acum de ultimele teze și examene ale anului. Cu siguranță le voi da un 10, dar tot 10 voi da și echipei dumneavoastră Steaua. Asta cu siguranță, nu uitați că eu sunt stelistă. Pentru jucătorii Stelei urmează testul din play-off în deplasare împotriva celor de la Hermannstadt, duminică de la ora 16. O să fie un meci foarte frumos, cu o intensitate foarte mare, ținând cont că lor le trebuie un egal. Noi mergem acolo să jucăm și să câștigăm. Iar la final s-au pozat cu elevii și au oferit autografe. Vreau Steaua Liga 1! Ați auzit? Da!